Săptămâna Mare, numită și Săptămâna Sfântă sau Săptămâna Patimilor, reprezintă o perioadă de zmerenie și curățare spirituală pentru credincioși, în care preoții îndeamnă la post, rugăciune și la spovedanie. Caracteristica esențială a acestei săptămâni sunt deniile. Joia Mare din Săptămâna Patimilor Domnului este o zi cu o importantă încărcătură spirituală și religioasă pentru creștinism. Numită și Joia Neagră sau Joia Patimilor, aceasta este ziua care marchează cina cea de taină a Mântuitorului și citirea Deniei Mari. Denia pentru Joia Mare marchează patru evenimente importante din viața Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă pentru smerenie, cina cea de taină, rugăciunea din grădina Ghețimani și începutul patimilor. În această zi, Iisus a luat masa alături de ucenici și a instituit Sfânta Taina Împărtășaniei. Cu această ocazie le-a spălat picioarele celor 12 discipoli și le-a spus că unul dintre ei l-a vândut. După cină, Iisus a mers în grădina Ghețimani să se roage, de unde a fost ridicat de farisei și dus în final în fața lui Pilat. Joia Mare mai este și ziua în care gospodinele vopsesc ouăle în roșu. Cunoscută și ca Joia celor 12 denii, în această zi cele 12 lumânări aprinse la citirea deniilor vor fi aprinse pe parcursul întregului an. Slujba din Joia Mare este marcată de o procesiune specială. Sunt citite cele 12 evanghelii ale patimilor Mântuitorului, iar procesiunea religioasă cuprinde denia și vecernia, care sunt alăturate liturghiei Sfântului Vasile cel Mare. La slujba din Joia Mare nu se mai bat clopotele, ci doar toaca. În această zi, ca și în Sâmbăta Mare, gospodinele nu au voie să folosească două alimente, oțet și urzici. Asta pentru că se spune că atunci când era răstignit pe cruce, Mântuitorul a fost chinuit, rănile fiindu-i bătute cu urzici și stropite cu oțet. Mai mult, se spune că atunci când Iisus a cerut apă, în semn de batjocură, i s-a oferit să bea oțet. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj va fi la datorie și în acest sfârșit de săptămână, când credincioșii ortodoxi sărbătoresc Paștele. Echipajele de pompieri vor fi pregătite să intervină pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor implicate în diferite evenimente grave ce le pot pune viața în pericol și pentru acordarea asistenței medicale de urgență. În contextul sărbătorilor au început deja acțiunile de control și informare la lăcașurile de cult, a declarat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj. Bineînțeles, este firesc ca în pragul sărbătorilor pascale să desfășurăm activități de informare preventivă și verificare la lăcașurile de cult, pentru că se așteaptă un aflux mare de persoane în această perioadă și ne dorim ca cetățenii să fie în siguranță și să fie informați despre pericole. Acolo unde din experiență știm că vor fi un număr mare de persoane, vom avea echipaje de intervenție care se vor deplasa la fața locului preventiv pentru a preîntâmpina eventuale situații de urgență. Purtătorul de cuvânt al ISU Gorj, Florin Chisim, le-a oferit acestora și câteva recomandări, ținând cont de faptul că în această perioadă Sfintelor sărbători de Paști, credincioșii se îndreaptă în număr cât mai mare către lăcașurile de cult pentru a participa la slujbele de înviere pentru preîntâmpinarea unor evenimente nedorite. Se apropie sărbătorile pascale, iar foarte mulți dintre noi vom alege ca în noaptea de înviere să mergem la biserică, însă trebuie să avem foarte mare atenție la cum utilizăm focul deschis și lumânările în special. Recomandarea noastră este să nu lăsăm niciodată lumânările nesupravegheate, iar dacă luăm lumină și mergem acasă, să ne asigurăm că înainte de a ne pune la somn am stins lumânările pentru a nu crea pericole sau pentru a nu crea adevărate tragedii. Aglomerație în piețe și supermarketuri. Odată ajunși în magazine, românii uită de multe ori de lista de cumpărături adusă de acasă și își umplu coșurile cu produse pe care nu intenționau să le cumpere. Multe dintre alimentele pentru care s-au dat însă adevărate bătălii la cozi ajung în cele din urmă la gunoi. Producătorii de carne, de ouă și de panificație se așteaptă la vânzări record și în acest an și au toate motivele să fie optimiști. Studiile de piață arată că românii consumă în medie de Paște 7 milioane de cozonaci, 50 de milioane de ouă și 4 milioane de miei. 80% dintre români preferă cozonacul românesc. Pentru că meniul tradițional este respectat cu sfințenie, vânzările cresc de Paște cu cel puțin 40% față de o lună normală. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Nu ratați de la ora 19 podcastul Altceva.
Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro.